Senatorul Ion Popa a formulat o interpelare la Autoritatea Națională pentru Reglementare în Energie pe tema problemelor înregistrate la sfârșitul lunii ianuarie în Argeș cu furnizarea de energie electrică. Atunci, mai multe localități din Argeș au rămas fără curent electric câteva zile din cauza zăpezii abundente și a viscolului. ANR a dat un răspuns acestei interpelări, unul pe care senatorul nu-l cataloghează atât de bine. Această autoritate spune că lucrurile merg excepțional, probabil că așa trebuie să se întâmple. În caz de condiții meteo excepționale, trebuie să stăm fără curent electric până la trei zile. Eu, unul, aș dori să știu de ce nici ANR și nici CEZ distribuție nu au dat curs invitației la Colegiul Prefectural din data de 27 februarie, ca să explice domnilor primari de ce există atâtea probleme cu furnizarea de energie electrică și de ce aceste companii cu monopol peste 6-7 județe, care încasează sume fabuloase de la consumatori, nu pot sau nu vor să investească în îmbunătățirea serviciilor. Răspunsul de la ANR a fost unul în care este expusă procedura, și conform acesteia, în situații meteo excepționale, sunt obligați să intervină în maxim 3 zile.